Bună, dragilor, bine ați venit pe canalul meu Luminița Tarot, bine ați venit la o nouă etalare. De data aceasta voi face o etalare pentru săptămâna viitoare, da? 6-13 octombrie, pentru Zodia Balanța, ascendent Luna în Zodia Balanță. Cu tarotul voi clarifica cu Sibil și voi cere un mesaj din partea cărții Îngerilor, unde eu sunt foarte conectată și veți primi un mesaj, un sfat din partea lor pentru dumneavoastră, adică voi cere eu pentru dumneavoastră un mesaj, da? Și haideți să vedem. Dar înainte de toate vreau să vă recomand să luați doar acele mesaje care vi le simțiți ale dumneavoastră, acele mesaje care vi se potrivesc, da? Fiind o etalare generală. Haideți să vedem Zodia Balanță, Luna și Ascendent în Zodia Balanță pentru următoarele zile, următoarea perioadă, următoarea săptămână, ce va fi, ce evenimente, ce surprize vor fi în viața dumneavoastră, dragii mei. Pentru toți abonații mei, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip pe canalul meu Luminița Tarot, te rog să ne spui ce va fi, ce se va întâmpla. Noi începuturi văd aici. Haideți să vedem Zodia Balanță. Toți cei născuți în Zodia Balanță, Luna și Ascendent în Zodia Balanță, ce va fi, ce se va întâmpla? Ok. Văd că veți avea parte de o oportunitate, de un nou început, în ce privește Zodia Fecioară sau o persoană din Zodia Fecioară e posibil să vină în vizită în casa dumneavoastră, nu știu ce, poate un copil are un rol important sau pentru voi, dragii mei, veți avea parte de o oportunitate, de un nou început și văd că reflectați acest nou început. Vă doriți o nouă oportunitate sau vă doriți un nou început pe plan material, ceva mai stabil. Văd aici că veți fi sfătuiți în mod pozitiv, văd un noroc pentru voi și văd o oportunitate în ce privește cariera dumneavoastră. Vedeți ce flori frumoase aici, poate o sumă de bani sau un job, un loc de muncă, o nouă casă, o mutare în nouă casă sau, nu știu, poate unii dintre voi începe școala sau copiii vor avea un rol important, da, în viața dumneavoastră. Ceva semnificativ va avea un rol important și se va întâmpla în poate chiar un contract de muncă. Cu eremitul aici văd că reflectați foarte mult, vă gândiți la această situație, căutați un adevăr, faceți pași lenți. Văd că veți medita, veți merge într-o casă, într-o instituție pentru un nou curs profesional sau nu știu, pentru a studia ceva nou, da? Poate unii dintre voi, poate veți merge la un medic, alții dintre voi să faceți analize sau, nu știu, poate pentru un copil. Oricum ar fi, aici văd că vă gândiți foarte mult și reflectați, căutați un adevăr în interiorul dumneavoastră. Văd că veți lăsa lumina sufletului dumneavoastră să fie un exemplu pentru ceilalți, da? Și văd că ori vă veți descoperi pe dumneavoastră, ori sunteți deja un înțelept, da? Sau veți căuta un mentor spiritual. Și poate Zodia Fecioară are un rol important sau cifra 9 poate are un rol important în viața dumneavoastră. O familie fericită. Aici e posibil o familie fericită, văd un nou început cu o persoană care este mai interiorizată sau mai singuratică sau e o persoană care se retrage. Această persoană văd că încearcă să caute un adevăr, să facă lumină pe o situație pentru copii, pentru familia sa. Văd că aici va ieși soarele, curcubeul, echilibru în familie, o familie fericită, o familie echilibrată. Văd că chiar și o mulțumire emoțională o veți avea.
Văd o relație iubitoare, poate acest bărbat dorește o familie cu dumneavoastră sau o femeie dorește o familie în acest mod, da? Văd că o situație va lua sfârșit, da? Și veți avea, cum să zic eu, mulțumire sufletească, da? Și în ce privește familia noastră sau chiar viața emoțională în familie, cu copiii dumneavoastră, da? Văd că veți avea un succes și pe persoane în care puteți avea încredere. Regina de spade, dumneavoastră, sunteți această persoană care puneți reguli, puneți, sunteți foarte independentă, vă faceți respectate. Văd că veți lua decizii importante pentru cariera noastră, pentru viața personală. Văd că veți face ordine și disciplină, să spunem așa. Și cred că depinde totul de dumneavoastră în ce privește această familie sau în ce privește acest nou început. Văd că vă focusați foarte mult pe carieră, dar și pe familie. Și văd că sunteți o persoană foarte creativă. Văd o transformare importantă pentru voi. Cu 9 de monede, cu echilibru, veți sta foarte bine chiar și singuri. Zodia Balanță, dragile mele balanțe, veți sta foarte bine singure. Văd că vă veți cumpăra ceva drag vouă sau vă veți bucura de singurătate, de nu știu, de pauză chiar după foarte multă muncă sau poate vă veți bucura de singurătate în mijlocul naturii. Văd că natura are un rol important, abundența, poate veți primi ceva din partea familiei dumneavoastră, un cadou poate chiar și, nu știu, poate chiar must sau vin, poate veți primi din partea familiei de origine. Oricum văd aici că veți fi fericiți de succes și văd că veți avea mulțumire sufletească. Regele de spade, un bărbat rece, detașat, inteligent, o persoană imparțială, dar și care știe să se facă respectată, văd aici că e poate plictisită, e obosită, e plictisită de aceeași rutină, poate. Dar regele și regina, văd o femeie care se uită în trecut la familia sa și un bărbat care este plictisit, da, de aceleași lucruri, de aceleași situații. Văd că veți comunica mai clar sau acest bărbat va comunica mai clar. Văd o relație unde emoții mai puțin, dar ambii vă axați pe carieră. Dar văd răceală, da? În această relație nu văd emoții, văd răceală. Sau această persoană, văd că vă va da cupa păcii, mă scuzați, vă va oferi o cupă a păcii. Această persoană se gândește la această relație, cum să facă să aducă pace, armonia, să aducă împăcare. Văd că are sentimente, dacă sunteți femeie, are sentimente pentru dumneavoastră această persoană. Sau poate veți colabora cu un bărbat, da? Un bărbat care și acest bărbat este foarte independent și se va axa pe cariera sa. Dar văd că acest bărbat, văd că este și plictisit sau poate va trebui să cereți un sfat unui expert în ce privește o colaborare, un parteneriat, pentru că aici văd o tristețe, au fost răni în trecut sau va trebui să vă vindecați de anumite dezamăgiri din trecut, de tristeți, de trădări, minciuni sau vi se spune să renunțați la trecut pentru ca această relație să stea în picioare și pentru a fi împăcare, trebuie să lăsați trecutul în urmă. Da, și că acest lucru vă va face mai puternici sau v-a făcut mai puternici și v-a făcut să deveniți persoana care sunteți astăzi. În ce privește și acest bărbat e poate plictisit de această situație, de această tristețe în relația de cuplu sau poate văd o supărare, o dezamăgire aici în această relație. Haideți să vedem, vreau să clarific această etalare. Sper că nu v-am plictisit. Eu aș dori să clarific fiecare card cu cărțile Sibil, să vedem
mai profund ce vor să ne transmită pentru Zodia Balanță, Luna și Ascendent în Zodia Balanță. Ce vrea și de ce aceste carduri vreau să clarific pentru toți abonații mei, pentru toți cei născuți în Zodia Balanță, Luna și Ascendent în Zodia Balanță. Haideți să vedem, dragii mei. Am să scot eu, pentru că fiind un pachet foarte mare și greu, chiar dacă le amestec, ele nu vor ieși. Așa că am să trag eu de una pentru fiecare card în parte. Da, aici văd un nou început, pentru că în ce privește o separare, un contrast sau o neînțelegere în casă, în familie sau... A fost aici ceva și văd că așteptați un nou început, dar va veni această oportunitate. Sau e o neînțelegere, un contract pentru o casă sau pentru un copil sau pentru copii. Oricum văd că va fi o oportunitate sau un contract de muncă în ce privește... oportunitate în ce privește o separare. Văd că există stabilitate, da? Și un nou început. Se mișcă încet, dar va fi. Haideți să vedem eremitul. Eremitul, aici văd că o femeie se simte singură. Sau acest bărbat se gândește la această femeie, cum să reflectează. Se gândește la dumneavoastră, dacă sunteți femeie, un bărbat. Sau dacă sunteți dumneavoastră acea persoană interiorizată și se simte singură, văd că vă veți redescoperi și aprofundați foarte mult acest nou început care vi-l doriți sau care vi se va oferi. Zecele de cupe, văd că o femeie vă va oferi un cadou, veți primi ceva de la o femeie sinceră, o femeie de încredere, onestă, o femeie mai în vârstă, cu principii și valori, o femeie tradițională care are sentimente adevărate, văd că vă va oferi ceva, vă va oferi un cadou din familia noastră și văd o bucurie. Regina de spade. Regina de spade, văd că aveți o suferință sau o neplăcere, o neîncredere, un disconfort în ce privește independența dumneavoastră sau în ce privește viața dumneavoastră de familie sau... orice altceva, dar vă văd într-o neîncredere sau într-o dezamăgire. Și nouăle de monede, văd că vă veți împăca cu o persoană. Da, dacă vă gândiți la această dezamăgire, văd că vă veți împăca cu această persoană, văd că cineva se va întoarce, persoană născută într-o zi de nouă, se va întoarce la dumneavoastră și văd că vă veți face o clarificare, veți clarifica și văd că veți reveni la echilibru dumneavoastră și vi se va face dreptate. O împăcare, un acord, da, cu cineva în special și vi se va face dreptate. Regele de spade. Acest bărbat, văd un bărbat sau un bărbat care se gândește la un blocaj sau la o întârziere, la o limitare sau în ce privește o instituție pot fi anumite blocaje, imposibilități sau acest bărbat e plictisit și se simte blocat emoțional sau se simte blocat în ce privește o instituție de stat. Haideți să vedem doi de cupe. Doi de cupe, văd că în ce privește o colaborare, veți colabora cu un bărbat de afaceri, în ce privește investiții, un contract de muncă, da, în ce privește banii, văd aici că vi se va oferi ceva anume, vi se va oferi ceva și veți primi protecția acestui bărbat. Trei de spade, sunt anumite atacuri aici, agresiune, conflicte și de aceea această suferință.
această suferință în ce privește un parteneriat. Un bărbat aici se axează foarte mult pe aspectul său financiar și de acolo sunt anumite discuții în contradictoriu sau poate impulsivități, poate acest bărbat e într-un semn de pământ, deși are și planete importante în zodii de foc, berbec, leu, săgetător și poate fi mai impulsiv sau mai agresiv. Sunt anumite conflicte aici sau dușmănii, ceva care vă poate dăuna și de acolo această suferință, această tristețe, dar văd că a ieșit, că veți primi ajutor, vă veți regăsi pacea, văd că vă veți primi ajutor din partea altor persoane, altor două persoane sau altri doi copii, mesaje, vești pace, pace, da, vești cu pace, unde văd că există afect și sentimente chiar, da? Anumite situații trebuie lăsate în urmă aici. Haideți să vedem ce vă spun îngerii, dragii mei, dragile mele balanțe. Zice să clarifici cu tine însuți și cu alții, să nu mergi mai departe pe strada ta dacă nu ai clarificat cu adevărat lucrurile cu tine însuți și cu alte persoane. Îngerul Ramiel este îngerul care te poate ajuta să faci claritate, să faci claritate, da, și să clarifici și lucruri care inițial au fost neînțelese. Pot fi anumite neînțelegeri aici, să stați cu o persoană de altă religie, altă naționalitate, cu vârstă sau diferită față de dumneavoastră și pot spuneți A și acea persoană înțelege B, un exemplu. Deci acest înger se numește Ramiel pentru persoanele care mă întrebați cum se zice corect. Rugați-vă acestui înger că vă va ajuta să faceți lumină peste aceste neînțelegeri și să clarificați înainte să mergeți mai departe. Dragii mei, vă îmbrățișez și eu vă aștept data viitoare. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Dacă nu v-ați înscris la canal, apăsați clopoțel. Este gratuit și în acest mod noi ne vom vedea în etalările viitoare. V-am pupat, vă doresc tot bine din lume. La revedere, numai bine!